Bradul de Crăciun cumpărat de primăria Piatra Neamț cu aproximativ 45.000 de euro a fost montat pe platoul Curții Domnești și așteaptă să fie vizitat de cei care vor participa la târgul de Crăciun. Cu o înălțime de 20 de metri, bradul artificial de Crăciun este ornat doar cu instalație luminoasă, iar în vârf are o decorațiune în formă de stea. Potrivit primarului Andrei Carabelea, este cel mai mare și mai spectaculos brad pe care l-am avut vreodată la Piatra Neamț. Edilul a mai invitat pietrenii să participe la pornirea iluminatului festiv din oraș ce va avea loc în această seară de la ora 18.